Salut, sunt Flip Hunter, iar voi încep o nouă serie, este o serie de tutoriale și invenții în Redstone. Bun, o să încep cu basic în Redstone, adică cu chestiile elementare pe care trebuie să le știți despre Redstone. Această parte o voi împărți în două episoade, din cauza că laptopul meu se încălzește și mi se închide apoi. Din cauza că mi s-a adunat prea mult praf acolo și trebuie să duc la garanție să curețe pe interior laptopul. Bun. O să încep cu crafting guide-ul, adică ce puteți crafta cu Redstone. Dar înainte de asta, ce-i Redstone-ul? Redstone-ul este dropat de către Redstone Ore, care găsiți între R1 și 16 dacă minați sau dacă găsiți într-o mină. Numai, se poate mina numai cu pickaxe-ul de iron și dropează cam 4 Redstone dust-uri. Bun. Redstone, ce puteți face? Redstone torch. Uitați aici. Redstone repeater. Da, vedeți, tot facem. Piston. Asta e mai complicat, nu fac să țineți minte. Și peste că piston dacă puneți un opinion cu plantă. Pressure pad. Simplu, boldo și de piatră și de asta. Buton și levier. Not blocul și redstone lamp-ul. Gate-ul simplu, iar dispenserul și ăsta mai greu de reținut. Ușa care dacă înlocuiți aici cu iron te face ușa de sticlă, de iron și trebuie. Bun. Acum să explic redstone-ul. Îi puteți da energie de la o sursă. Poniți o sursă și restul torciul. O să vă arăt sursele mai târziu. Acum te explic. Restul merge pe 15 cuburi, după care își permite electricit ăsta, energia. Bun. Și poate fi și pentru asta trebuie să puneți un repeater. Și așa poate să-și continue. Deci puneți un repeater la merge 15 sau 16-lea. Repeaterul ce face? Are mai multe delay-uri, adică cum a venit întârzie timpul de deschidează la ultimul timp. Vedeți? Bun. Și cât de mult? Aici cu 0.1 secunde, cu 0.2, cu 0.3 secunde, cu 0.4, adică jumătate de secundă aici aproape. Toată jumătate de secundă. Întârzie până se deschide. Nu cât stă deschis. Hai să vedem mai târziu. Bun. Acum, sursele. Levierul. Atât timp cât e deschis, e ca și întrerupătorul de la bec. Îl ții deschis, atât timp cât e deschis și chestia. Pressure plate-ul de stone. Atât timp cât stați pe el, să activați ceva. Activați, conduce ăsta. Și nu merge să arunci blocuri pe el. Dar pentru asta se pășește petul de stone, de ăsta, de lemn. Bun, ăsta când stă o entitate din asta, adică un player, mob sau animal pe el. Restul torciul sursă constantă de energie și folosește ca și inverter, adică inversează, adică vreți ca asta să fie deschisă normal și când stați pe asta să o închidă. Puneți un ăsta, vă arăt mai târziu. Butonul. Când apăsați, ține deschis o chestie cu 0.9 secunde, aproape o secundă. Bun, deci energia se trece la două blocuri. Ăsta e primul bloc, ăsta e al doilea bloc. Deci ăsta e trei, deci nu mai trebuie mic. Deci un bloc și două blocuri, la procesa. Un bloc și al doilea bloc, în putere. Aici și la fel, un bloc și al doilea bloc. Aici la fel, unul și al doilea. Bun, altceva care mai deschide este... este decretul rail care le puteți mente. Atâta timp cât stă un Minecraft pe el, cu o persoană sau un animal din ea sau un mob din ea, ce-o fi, îi activează ceva. De exemplu, aceea activează un redstone ăsta care dă putere, dă energie. Ca să poată continua să meargă Minecraft-ul. Minecraft-ul merge cu Minecraft rail, merge cu un rail.
numai pe 8 trail-uri. Dacă nu, și ăsta la 8 trail-uri trebuie să puneți un din ăsta ca să meargă în continuare. Înțeleg. Bun. Chestiile care le poate deschide. Dispenser, dispenser, iteme, logic. Bun, dispenser. Vedeți? Bun. Not block produce energie, sticky piston atrage chestiile. A fost să scuva de asta. Pe când ăsta, na, ăsta nu trage chestiile în jos. Sau în oricare altă parte. Și v-am spus, dată la două blocuri. Unul și al doilea bloc, al doilea am ăsta. Bun, repeat ăsta și repeat avea pot fi puse direct la sursă. În linie, la multiple de-uri diferite, direct la chestia care să deschideți un bloc între, la fel și tot un bloc între, ce un bloc și al doilea bloc. Bun. Iron door, redstone lamp, treabă care are nevoie de un bloc de susținere, gate-ul și rail. Bun. Acum să explic rapid cum se activează o chestie. Cu redstone repeater, dacă e direct la sursă sau cu un bloc între, cum ajuns acolo. Da. Bun. Și cu redstone normal, ca să economisiți asta, direct la același nivel, adică mă pun mai sus, pardon. De ce ne trebuie atunci un repeater ca să facem asta? E mai rapid, e mai economic, bun. De ce? Dar ce asta puteți să nivelați? Asta nu pot să nivelați poate cum vreți voi. Depinde unde și când aveți voie să faceți așa. Bun, apoi deasupra lui. Da? Așa nu merge. Merge și repeater deasupra. Cu bloc sau fără tot se activează. Și de desubt. Și desigur așa. Păi de ce se zice seama cu restul, mă? Să facem cu restul în faza care l-am explicat pe prima dată. De ce nu? Păi restul se interpretează și merge într-o parte. Bun. Trecem apoi la condițiile care s-a creat cu lucrurile la între redstone cu dacă vezi cu un bloc, să zicem. Repeater block dust, repeater block repeater, redstone dust block repeater, dar ăsta redstone dust block, redstone dust nu se meargă, dar trebuie să fie aceste combinații. Da, nu se meargă. Dacă aici era o sursă, mergea, adică nu știu să fac domnul din asta, ceva de activat merge, e un bloc, dar aceea, așa e, una bună. Repeater trebuie neapărat să aibă și să fie pris în condiță și nu poate conduce jos. Dacă aveți un bloc, am spus un bloc și al doilea bloc conduce. Trebuie să fie așa. Bun. Dacă un redstone deasupra, conducem ambele părți. E direcțional, adică mai pe o parte. Cu restul torsul, cum merge? Așa, deci trebuie să aveți un bloc deasupra, să conducă un, doi bloc, după iron se pune. Aici am un fel de inverter, mă vine aici să fiu dusa, înțelegeți voi? Aici e o cale să scurtați, de exemplu, nu vreți să faceți o groasă de chestii până, o groasă de fire până sus, așa. Așa că puteți spune direct să fie 1 pe 1 și pe câte fie aici, înălțime mare. Și aici am pus și inverter la sfârșit. Bun, cum inversați? Așa, cu repeater, nu merge așa. Sau așa, bine, merge și așa, oricum. Și trebuie apărat să, dacă e așa, ori cu repeater, puteți să am apărat acolo. Dar nu merge dacă e într-o pată. Adică trebuie să fie asta sus. O deraiază, știți? Să fie direct. Bun, acum deci se poate face așa în linie. Mă te întâlnit că trece cu ăsta. Să nu faceți o greșeală. Aha, că ăsta așa o să inverseze ăsta, logică să inverseze. Deci, dar nu, activează. Nu știu, de exemplu, de multe tot în cur, tot uite faza asta. De exemplu, să vă arăt un exemplu, că eu fac, folosesc de multe ori. Așa. E sus cu una. Tot timpul mă încurc, iată. Tot la faza asta, știți voi. Exact. Așa folosesc și eu de multe ori. Și mă întreb de ce stă deschis, că am făcut ce trebuie. Și pun așa ăsta și îmi dau seama că se dă putere și la ăla. Deci nu se moare.
neapărat trebuie să fac, dacă vreți așa, o să faceți formațiunea asta, ca să meargă. Bun. Data viitoare, acum nu mai este calculatorul, data viitoare voi arăta alte bloc, voi arăta abilități ăsta, proprietățile glowstone-ului, bus switch, T-flip-flop, clock-ul și memory disk-ul. Ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut, să dați like, share, subscribe, comment, asta dacă vreți să dați share acum ce ați putea, din cauza că voi te ajuta pe multe lume videoclipul ăsta, deoarece nu tot știu restul și am explicat destul. Sper că ați înțeles și am explicat, ori să lăsați în comentarii dacă aveți niște întrebări legate de restul sau altfel. Salut!